Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Astăzi vom vorbi despre declarația trimestrială 112. Societatea noastră este micro-întreprindere și are următoarea situație în legătură cu declarația trimestrială 112. În anul 2010 a avut o medie sub 3 salariați și o cifră de afaceri sub 100.000 euro. Din septembrie 2011 are un număr de 17 angajați salariați, iar la sfârșitul acestei luni, noiembrie 2011, depășește cifra de afaceri de 100.000 euro. Până în prezent, s-a depus declarația 112 lunar. Conform reglementărilor de punct trimestrial 112, nu am depus declarația 010 pentru modificarea vectorului fiscal din lunar în trimestrial, deoarece de la finanțe mi s-a spus că se face automat trecerea la declararea trimestrială 112 în baza datelor din bilanțul de la 31.12.2010, dar nu am primit nicio notificare până în prezent. În ceea ce privește depășirea cifrei de afaceri de 100.000 euro la sfârșitul lunii noiembrie, dat fiind că nu mai este îndeplinită condiția de micro-întreprindere, ce documente trebuie depuse la administrație și cum calculez impozitul pentru trimestrul 4? Care sunt pașii de urmat în legătură cu declarația 112 și cu documentele ce trebuie depuse ca urmare a depășirii cifrei de afaceri? Trecerea de la statutul de micro-întreprindere la cel de plătitor de impozit pe profit. Opțiunea de a plăti impozit pe veniturile micro-întreprinderii este reglementată la articolul 112 indice 2 din legea numărul 571/2003 cu modificările și completările ulterioare. Astfel, potrivit articolului 112 indice 2 alineatul 5, micro-întreprinderile nu mai aplică sistemul de impunere pe venitul micro-întreprinderilor, începând cu anul fiscal următor anului, care nu mai îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute la articolul 112 indice 1, respectiv. A. Realizează venituri altele decât cele din domeniul bancar, asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, activităților de intermediere în aceste domenii, desfășoară activități în domeniile jocurilor de noroc, consultanței și managementului. B. Are de la 1 până la 9 salariați inclusiv. C. A realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei al 100.000 euro. D. Capitalul social al acesteia este deținut de persoane altele decât statul și autoritățile locale. Micro-întreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor. Opțiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor, celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile micro-întreprinderilor. Prin urmare, pentru luarea în evidență a plăților ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a depășirii a două dintre criteriile stabilite prin lege, aveți obligația depunerii declarației 010 până la data de 31 ianuarie 2012. Trecerea la plătitor de impozit pe profit se face începând cu data de 1 ianuarie 2012. Pentru trimestrul 4 se calculează impozit pe venitul micro-întreprinderilor. Depunerea trimestrială a declarațiilor 112. Ordonanța Guvernului 30/2011 pentru modificarea legii 571/2003 privind codul fiscal a stabilit că perioada pentru depunerea declarațiilor 112 trimestrial, trimestrul începând cu veniturile aferente lunii octombrie 2011. Conform prevederilor articolului 58, plătitorii de salarii și de venituri asimilate salariilor au obligația de a calcula și de a reține impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plății acestor venituri, precum și de a-l vira la bugetul de stat până la data de 25, inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. Prin excepție, impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat și reținut la data efectuării plății acestor venituri, se virează până la data de 25, inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează de către următorii plătitori de venituri din salarii și venituri asimilate salariilor. B. Pentru persoanele plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro și au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv. C. Persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile micro-întreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariați exclusiv. Potrivit prevederilor articolului 296 indice 19 din legea 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice care au calitate de angajatori
sunt obligate să depună lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare cele pentru care se datorează contribuțiile, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. Prin excepție, plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor, în calitate de angajatori, depun trimestrial declarația privind obligațiile la plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă fiecarei luni a trimestrului până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, dacă îndeplinesc criteriile de mărime. Depunerea trimestrială a declarației constă în completarea și depunerea a câte unei declarații pentru fiecare lună din trimestru. Numărul mediu de salariați se calculează ca medie aritmetică a numărului de salariați din declarațiile depuse pentru fiecare lună din anul anterior. Venitul total se stabilește pe baza informațiilor din situațiile financiare ale anului anterior. Persoanele care au calitate de angajatori și depun trimestrial declarațiile trimestrial pot opta pentru depunerea declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate lunar dacă depun declarația privind opțiunea până la data de 31 ianuarie inclusiv. Prin urmare, persoanele care se încadrează în criteriile de mărime privind numărul de salariați și veniturile depun declarația trimestrială, implicit, fără opțiune, potrivit prevederilor legii și pot opta prin depunerea declarației 010 până la 31 ianuarie 2012 pentru trecerea la perioada de depunere lunară pentru anul următor.